Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Dați-mi voie să îl salut cu multă considerație pe invitatul meu, un prieten de mulți ani. Dacă pun așa cap la cap, cred că depășim vă 35, dacă nu mai mulți. Valeriu Ștefan, realizator Radio Iași, bine ați venit, domnul Bine Vali. Te-am găsit, Vedică. Bine ați venit, domnul Vali. Mulțumesc. Eu te rog să mă ierți, te-am luat așa de, într-o formulă mai tandră, mai intimă, Petrică, pentru că eu spun Petrică și n-am să mă dezvăț niciodată să spun așa. Nici eu. Să știi că nu suport formulele astea. Nici eu nu mă pot dezvăța de Vali, prietenul meu de viață, cu care mergeam la tabăra de la Buciu și cântam, pardon, tu cântai și eu te prezentam. Da. Era mai spuneam și eu poezii. Era o tabără interesantă acolo, era o tabără destinată copiilor cu probleme, din câte mi-aduc aminte. Da. Noi cântam afară, bine, mergeam acolo și de dragul copiilor, dacă mi-aduc bine aminte. Dar erau și niște fete frumoase acolo. Da, nu ne referim la copii, la profesoare. După care ne-am uitat noi așa în lung de linie. Când plecau spre casă. Da, mă rog, asta a fost o frumoasă. Asta ca să recunoaștem că am fost și tineri cândva. Am fost. Domn Vali, te uiți în buletin? Vali, hai să zic și așa. Te uiți în buletin mai din când în când? Să știi că ultima dată când m-am uitat, m-am îngrozit nu de ceea ce scria în cifre, m-am îngrozit de imaginea mea, pentru că am sperat întotdeauna să pot duce odată cu ceea ce m-a încărcat Dumnezeu și mama natură, adică spiritul, să pot duce și corpul care este depozitarul acestora. Din păcate însă am scăpat hățurile de mână și acum fac efortul uriașe să revin pe linia de plutire. Sper să mă ajute Dumnezeu să nu-mi strice. Dar simt nevoia să încep o nouă viață în sensul ăsta. Mi se pare corectă atitudinea. Mm-hmm. Eu nu pot să uit cât de receptiv era Vali Ștefan, prietenul meu de atunci, și cât de constructiv pentru mine, care eram și mai tânăr un pic, nu cu mulți ani, cred, dar și mai neexperimentat, îndrăznesc să spun cu respect pentru prietenul meu Vali, și cât de mare ajutor era faptul că tu, Iulia Iosipescu, Dumnezeu să o ierte acolo unde veșnic s-a dus, cum veneați oricând și voi erați oameni de cenaclu Flacăra, erați deja vedete. Hai să-ți povestesc o chestie pe care nu o știi. Era într-o iarnă, spectacol la Casa Tineretului, cunoscut acasă, care a rămas în vreo câteva rânduri, fără geamuri. Da, datorită nouă sau era din cauza formidabil. Noastră. Adică vreau să spun că nici acum nu realizez ce energii extraordinare putea să transmită acest cenaclu Columna către tinerii din Iași. Energii care aduceau, domnule, în stadiu, au încăput, dacă ții tu minte, la majoritatea spectacolului, într-o sală de 500 de locuri, sau cât are? 1000, cam 1000. Au încăput 1000, dublu! Da. Adică stăteau agățați de balcoane, era ceva. Acum ne privesc oamenii care sunt de vârsta noastră, poate, și care atunci veneau la cenaclu. Uite, noi o să punem și telefonul, poate ne sună cineva, să ne spună că nu suntem doar nostalgici, suntem doar oameni care ne recunoaștem trecutul. Și într-o astfel de iarnă, am plecat de la Roman, că eu locuiam în Roman împreună cu Iulia, ea și toată Romașcancă, și am plecat spre Iași, bineînțeles. M-am îmbrăcat în costumașul de scenă, neștiind că peste două ore va veni o iarnă cumplită. Așa e. Și am ajuns aici, dacă ții minte, Petrică, dacă ții tu minte, în acea noapte am dormit la tine acasă, când stăteai în Cantemir. Așa. Tremurând tot de fric, deci practic aveam o bluză de asta de vară și cu un fel de scârța deasupra, așa era povestea. Da, aia a fost într-adevăr... Nu mai mi-aduc aminte, ai răcit sau nu ai răcit? N-am răcit atunci, am răcit mult după aceea, dar nu, nici acum nu-mi intră în cap curajul pe care l-am avut atunci să plec așa la drum, deși așteptasem vreo 3 ore la Iamă Nene, că mergeam cu autostopul, așa, am ajuns la spectacol cam cu vreo... cred că o oră înainte de a începe. Nu, era în timpul spectacolului, am și întârziat. Așa, și după aceea a urmat episodul cu statul acasă la tine și a doua zi am plecat spre... Așa, ăsta a fost un episod simpatic. Hai să mai povestesc unul pe care nu-l știi. Eu în spectacolul respectiv recitam o poezie care se numea Republica. Republica. A lui Claudiu Iordache. Un poet care pe vremea aceea
Nu prea avea el așa... Apropo de poezia patriotică, că ne mai acuză exact, unii că țineam cu exact sistemul. Hai să fim serioși. Și ea începe cam așa, unii am crezut că Republica noastră este o plăcintă, vii mănânci și strigea, bună bă, Republica asta voastră. Acum nu le ascundem nici ascultătorilor și tu știi foarte bine ce vorbesc. După ce a început să capete o anumită notorietate Cenacul Corona, au început în, cum să spun eu, într-un ritm exponențial să apară ochi, tot felul de ochi. Primii au început să apară în scenă, după care au început să apară și în sală. Și tot așa s-au mulțit ochii, că ne cam scăpăm de sub control. Nu prea știau ei cei cu... Tu, nu mai ții minte, tu dădeai repertoriile la... Da, mergeam... Dar nu toate. Da, nu toate. Și asta cu Republica ți-a scăpat. Am avut ceva probleme, asta mi-a scăpat. Am avut ceva probleme, că mergeam la Suzana Gâdea și... Da. Uite, o să aduc, ne împlinim în octombrie 40 de ani. Perfect. Și o să facem discuții atunci. Perfect. Și semna Hegeduș, care era secretar exact de stat. Asta se întâmpla în 85-87. Da, și țin minte că am început să Republica... La un moment au senzația pe dreapta că se mișcă ceva în scenă, un timp care a vrut să intre să, probabil să mă oprească, am mers mai departe și am spus, unii au crezut că asta este un pistol pentru copii. Da. Când a auzit despre copii, a zis că am lăsat-o mai mare. Și am mers cu poezioara ta, da, da, până la cap, se încheia poezia absolut triumfal. De treaba lor să creadă în plăcinte, noi punem în balanță credința. Asta era partea pozitivă. Dun, exact, de lut și dragostea fierbinte pentru țară. Nu era nici da, să trăiască nenea Nicu și nici. Era o chestie care ținea de țară. Bun, dom'le, după ce am ieșit din scenă, nu ți-am spus și n-am mai spus-o la nimeni, pentru că mi-a fost frică să nu se întâmple ceva. S-a oprit respectivul cetățean în dreptul meu, m-a întrebat de unde sunt, ce fac, cu ce mă ocup. Era în sală? Era în scenă. Auleu. Da. Era în scenă. M-a luat ușor acolo pe laterala... În fosă acolo, fost, pe lateral. M-a întrebat, da, dar cu, cu poezia asta ce? Cu Republica asta de unde e? Poezie, nu știți renumitul Claudiu? Da, Iordache. Nu, nu, n-am auzit, interesantă poezie, dar a fost văzută, vizionată. Da. Zic, da, bineînțeles, cum să nu? Da, vine pe mine. Adevărul este că... Pe mine nu prea mă, pentru că ei considerau că sunt un om întreg la minte și nu încalc normele, dar am greșit s-au de câteva mai ori. Spus câteva lucruri. Mai era Picu care spunea cu programul exact de apă caldă, pic. Uite, o să-i chemăm, acum au 70 de ani. Fii atent, știi ce mă gândeam înainte de a veni la emisie la un lucru extraordinar. Acest creuzet, Iașul studențesc, a dat formații și oameni de foarte mare valoare, începând cu Divertisul. Da. Mai aveau cei de la medicină, dacă ți-mi minte, Seringa. Seringa, da, cum? Extraordinară trupă. Veneau la spectacolele noastre. Da, da, adică niște erau trupe Gabi cu Lazer, umor. Cu Tani Paraschiv, nu o să le ierte. Exact. Neamar Samatoria. Exact. Op fără cârmaci. Op fără cârmaci. Șeful Op fără cârmaci și primarul de la Gura Humorului. Spuneau copiii atunci, trimiteau pânglicuți așa printre cuvinte, ferească Dorul Dumnezeu. Melnic, care, Dorul Melnic. A condus și Moldavia, care era un monstru. Și la noi în Cenacul se spuneau lucruri mai puțin agreate de conducători. Se cântau și anumite povești cântecele care de asemenea aveau texte. Sintexul au încălcat niște norme de câteva ori. Absolut. Dar să știți că niște observații trebuia să le mai fac. Da, e adevărat. Domnul Vali, prieten drag Vali. Pentru că n-aveam altă... Nu mai ieșeam data următoare. Alternativă, nu mai aveam. Nu mai aveam, asta e clar. Nevasta mea ține minte și acum cum grupul ei cu Titi Fartaiș, care Titi Fartaiș e mai direct așa în abordare, nu știu unde, la un festival pe la Vrancea, le-am făcut eu niște, nu neapărat observații sau adnotări, dar le-am dat niște indicații prețioase cu ghilimele de rigoare. Și ține minte și acum că era în grupul, în grupul satiric al lui Titi, al lui Tehnica Confecției de la... Au fost ani frumoși, au fost ani frumoși și extraordinari, pe care nu-i regret, fac parte din viața mea, viața noastră. Mi-aș dori din tot sufletul ca tinerii de astăzi să aibă parte, cu toate constrângerile pe care am avut noi, măcar de un sfert din satisfacțiile pe care am avut noi, în calitatea care ne-a fost dată de Dumnezeu, de a fi acolo fruncea, cum se spune, pe scenă și de a face pe oameni, de a-i face pe oameni să simtă bine. Și nu regret nicio secundă. Eu am făcut un calcul în cei vreo 30 de ani, 20 și ceva, că devin 90 s-a
întrerupt activitatea noastră, în cei 16 ani aproape de Cenaclu și cu 20 și, deci eu am făcut 40 total din 74 până acum, am făcut peste 1700 de spectacole. 1700, da, cam așa. Cam așa. Impresionant dacă ne gândim la ce lumini. Eu mă ustru, mă dor ochii mereu, multă lume spune, mă duc la oftalmolog. De ce? Erau luminile alea infernale. Sigur. Nu era lumină rece ca acum. Da. Sau, era o lumină, becuri, reflectoare de 5.000 de vați, punea pe ochii tăi, ieșai, te hui de cap. Noi stăteam pe scenă câte 4-5 ore, terminam concertul. Care 4-5 ore? Nu, dă-mi voie să-ți amintesc, se cânta până dimineață, cum adică 4-5 ore? Da, așa e, Vale. Eu am iubit-o, am îndrăgit-o, am respectat-o, am făcut televiziune la Roman, cum bine știi, în sala unde voi aveați trupa de teatru. Trupa de teatru și acum, să știi, sunt membru fondator al trupei de teatru Dan Alexandrescu din Roman. Da, sala aceea frumoasă, aici, voi ați făcut-o ca sală de spectacol. Uh-huh. Eu am făcut acolo prima televiziune din Roman, Tele Moldova, Tele Roman. Da. Și... e adevărat. Pe mine nu m-a atras prea mult, iartă-mă că spun acest lucru cu televiziunea, pentru că, în general, eu sunt unul al cuvântului, îmi place să comunic prin cuvinte cu oamenii. Și este și fascinația imaginii. Sunt perfect de acord, dar nu am fost atras de domeniul ăsta. Nu trebuie să te super că spun lucrul ăsta. No. Este o trăire de-a mea interioară. Apropo de Iulia Sipescu, știu unde vrei să bați. Eu am în 2005, acum 8 ani, deci am făcut 9 ani, am făcut un CD în care am așezat unele lângă altele câteva piese pe care le cântam atunci în vremea aia. Că nu s-a putut altfel. Și atunci, un fel de in memoriam Iulia Sipescu, am ales două dintre piesele cu care le avem pe videoclip în tehnic. Sunt, da. O să le emitem, Le-am înregistrat, am făcut și videoclipuri pentru ele. Nu știu cât de reușite sunt sau cât de nereușite. În orice caz am avut destul de multe vizionări. A fost și pe YouTube și pe Trilu Lilu. Au fost postate amândouă. Așa, destul de multe. La una, dacă nu mă înșel, au fost vreo 50 ceva de mii de vizionări și la unul, puțin în raport cu milioane. Dar trebuie să spunem un lucru, că cel puțin Ulcioru, dar și cealaltă piesă, așa cum frații Chiriac de la Vaslui aveau o piesă celebră cu Căprioara, Moartea Căprioarei, așa era Ulciorul Romar Caiam în interpretarea lui Iulia Iosipescu. Interpretam amândoi această și piesă. Și cu tine. Iar ea, pentru că eu nu am avut momentul necesar și răgazul necesar și ajung la Cenaclu când a fost chemată de Păunescu. Și vreau să fac public această, public această declarație și o mai spun o dată, o spun de fiecare dată pe radio când îmi vine să o spun. Consider și numai cine are argumente să vă contrazică că Adrian Păunescu a fost unul dintre cei mai mari poeți ai neamului românesc. Ai văzut câte controverse sunt de la statuia care, nu știu, a propus-o... Nu știu, nu mă interesează cioflingarii, barbologii și alți indivizi care scriu sau criticii care scriu într-un fel sau altul despre Păunescu. Îi se pot reproșa foarte multe. Am fost în preajma lui, știu ce însemna Păunescu ca om, dar... din punct de vedere poetic, nu ai ce să reproșezi, pentru că dacă cineva se apleacă cu foarte mare atenție asupra volumelor lui de poezii, asupra poeziilor din anumite volume, o să vadă ce putere de anticipație a avut apropo de perioada pe care o traversăm. Da, așa este. Și va mai avea de spus în continuare, tot prin poezia pe care a lăsat-o între coperțile cărții. Vale. Și revin la acest album. Una dintre piese este Ulciorul, pe care haideți să le oferim ascultătorilor noștri și telespectatorilor noștri. Corect, așa? Corect. Ulciorul într-o versiune modernă, o versiune orchestrată de Dan Spânu și am ținut neapărat să o ofer așa pentru că îmi place foarte mult orchestrația. Și cealaltă piesă cum e? Cealaltă piesă se numește Călătorim. Călătorim mereu, călătorim. Ne punem pe amândouă, nu vrei? Poate între timp telespectatorii noștri și-aduc aminte. Da. Am afișat numărul de telefon 0232-229913 și poate vreun cenaclis, vreun spectator de pe vremea aceea ne sună, dar după cele două piese. Sunt artist, da, uite, Valeriu Ștefan, artist. Da. Păi artist, eu am spus realizator radio și radio Iași, dar... Tot un fel de artist, dar tot un fel de artist. Hai să fim modești. Revenim după cele două piese.
călătorim, fără să știe nimeni niciodată ce simplu am fi putut să ne oprim, ce bine am fi putut să ne oprim la prima gară în hartă nesemnată. Eu știu un tren care oprește în țara luminilor din ochii tăi. Acolo coboară preț de secundă luminile din ochii mei. Acolo din negul se nasc izvoare, ți stele-n petale de flori. Pădurile strigă-te de veche chemare și apeste cetin albastre din sol. Călătorim mereu, călătorim, fără să știe nimeni niciodată ce simplu am fi putut să ne oprim, ce bine am fi putut să ne oprim la prima gară în hartă nesemnată. Eu știu un tren care oprește în țara luminilor din ochii tăi. Acolo coboară preț de secundă luminile din ochii mei. Păsări se nasc din fumul uitării, lacrimi tresare în cristal. Nisipul inundă marea visării, noaptea se-nleacă, se-nleacă într-un val. Trupul tău
acasă, ca un altar cu mirodenii, cât zare plină de albastru, cât lumea plină de vedenii, atât cât drumurile lumii mai au pe margini bucurii, căci mâine în zadar vei bate la porți de suflete pustii. Ani pe năzuinți vor pune frâul și zilele vieții noastre se scurg ca undele pe râuri, și trupul tău care-mi e astăzi cel mai dorit dintre limanuri va fi un bietulcior din care vorbea drumeții pe la anul. M-a apucat nostalgia anilor noștri de tinerețe, da, de da, acum vreo 35, cred, de ani, cel puțin. Mărturisesc că aș vrea, cu toată puterea voinței mele, să ajung în octombrie și să reușesc să realizez cel de-al doilea album pe care mi l-am propus. De vreo tot 4 ani toți amenesc pe cei care mă știu că va apărea și al patrulea. Se numește Braț la braț cu Topăceanu pre Românica. Așa. Și iau toate acele cum să le spun eu, bijuterii, fabule pe care le-a scris Topărceanu și care au fost puse pe muzică și care, mă rog, au avut succes la momentul potrivit. Sper să aibă și acum succes, pentru că ei au și conținutul necesar. Oricum, spectacolele pe atunci se desfășurau și la Suceava, și la Mare, și la pește Galați, tot. Pește tot, pește și la tot. Neamț, la da, neamurile da, mele. Da. Și ține minte, până ne-am dus și pe Ardeal. Da, da, eram curați la suflet, eram oameni care nu făceau altceva decât să folosească această oportunitate de a-și exprima sentimentele și gândurile. Era și unul dintre noi nu s-a gândit la nu știu ce nenorociri, la revoluții sau să folosească respectiva adunare, că era o adunare impresionantă, vă spun. Încă o dată, până la Păunescu cu stadioanele lui în așa pline, adunam sel și Casa Sindicatelor, sigur, și Casa Studenților și Sel de Sport am avut, spus, sigur, dacă aduce aminte, da, de Vrancea cel puțin. Da, da, la Vrancea, la Buzău. La Buzău. Dar de la un colegiu de la Buzău am cântat. Era o sală de asta tipică liceilor vechi, de festivități. Cum a fost și Petru Roman, sau cum se cheamă liceul de Roman la Vodă. Roman Vodă, unde ne-a dus voi, da, la da, da. Vai, da, câtă lume s-a adunat acolo, da, la liceul, da, Roman Vodă din Roman. Extraordinar, într-adevăr. Da. Și cred eu că datorăm foarte mult acelei perioade, acelor oameni care s-au implicat. Mă doare faptul că nu găsesc un limbaj comun acum, pentru că ar mai fi existat un licăr de șansă să se revitalizeze acea mișcare. Se simte nevoia acestei mișcări.
Acum, după 25 după de ani, după 25 vreo 15 ani, nu voia nimeni să audă de nimic. Da, și acum... Acum muzica românească revine, am văzut că se promovează tinerile talente. Exact, eu lucrez în radio și am feedback-ul ascultătorilor, pentru că avem mai multe SMS-uri pe care le punem la dispoziția dăncilor și primesc tot felul de mesaje de tipul vrem muzică românească, vrem muzica aia veche, vrem muzica aia pe care o știm noi de la Cernaclu, vrem muzica frumoasă, ce e aia, dragoste criminală și așa mai departe. Da. Oricum, în octombrie, când o să lansezi și îți doresc să reușești acest proiect cu Toprăceanu, noi o să, domnul Bocancea zice că va face o carte cu de tip interviu despre columna cu subsemnatul. Mai mult decât atât, vom aduna, vom da niște diplome, trebuie să mai vorbim despre asta, da? Și vom face și un concert. Se va întâmpla aici și apoi, dacă vrem, ne apucăm și de un turneu ceva. Nu? De ce nu? Un chef la asta ne-am priceput noi întotdeauna. Eu astăzi m-am simțit foarte bine aici la tine. E prima dată când intru în studiul amenajat aici la Universitatea Petre Andrei. Petre Andrei. Petre Andrei, da. Așa? M-am simțit la înălțime. Am înțeles, am înțeles. De aici încolo trebuie plecat. Vale, ai fost la înălțime dintotdeauna și ești și în profesie. Da. Toată lumea știe cine e Vale Ștefan de la Radio Iași, un realizator de emisiuni, un om... cu mult bun simț, jurist de profesie. Nu, economist. Economist, pardon, deși eu mai spuneam și atunci tot jurist. Iulia. Aduce aminte? Iulia, jurist. Iulia era juristă. Da. Ea pe am prins-o când era președinte la Cooperație. Exact. Și a vrut să-mi dea spațiu să fac televiziunea. Da. S-a dus și gata, s-a întâmplat. Da. Uite, asta îmi doresc, deci, și pentru la... vreau să rămâi viu și adevărat, așa cum ești tu aici, cu toate ideile astea de tale năstrușnice pe care le ai și care prin viață în năstrușnicia lor, nimeni n-ar fi crezut că tu poți să înființez, să desființez, să reînființez. Vreo 8 televiziuni, dacă nu 10. N-ar fi crezut nimeni chestia asta și uite că s-a putut și te felicit pentru această... Nu puteam fără copiii mei, uite, am aici 2-3 Ciprian, Marius, cei de la Piatra. Suntem starci, ce să mai discutăm. Nu, suntem vii, Vale. Asta, vii, asta spune, să rămâneți vii. Și că ce mai frumos e să trăiești din propria nebunie, să trăiești din sentimentul că poți face ceva, că acel ceva îl poți împărți în mii de bucăți ca pe niște daruri pe care le ai tuturor celor care sunt în jurul tău. Și dacă asta e de murit să mor rănit din dragoste de viață. Exact. Spun, asta m-a capacitat și pe mine și în meseria asta mea deja am o vârstă la care încep să gândesc filozofii. Mă uit așa în spate. Am înțeles. Avem o vârstă, adică. Avem și. Da. Vorbeam acum vreo câteva zile cu Victor Socaciu. Uite, trebuie să neapărat să nu lipsească la evenimentul ăsta. Neapărat, pentru că ai văzut? Ai văzut? Dar chiar ceaiul meu începe cu piesa lui. Sigur. Așa, dar va trebui să-l prindem repede în octombrie, ai spus? În octombrie. El pleacă atașat al ambasadei României din Montreal. Păi o să ne invite și deci acolo, dar trebuie să-l prindem înainte de a pleca la mandat. Deci va pleca peste 3 luni de zile. Ce va fi? Atașat cultural? Atașat cultural. Atașat cultural. 3 luni, dar poate o să-l, uite, o să-l sunăm după și vedem când e el. Dar oricum avem asigurată, dacă vrem, Burducu Berții, prezența lui, pentru că iarăși este prietenul nostru. A fost mereu prezent. Nu știu, Hrușcă și Caru, că ei veneau, dar acum unul în Canada. Hrușcă și Caru aici nu cred eu că se mai lovesc lucrurile. Da. În schimb, îți dau un alt nume. Nu știu cât de bine prinde aici la Iași, dar cred că prinde bine în anumite cluburi folk jazz-ul sau jazz folk, mă rog, cum vrei să-i spui. Așa, este o reprezentantă a acestui gen muzical de excepție, cea mai bună voce din România, anumite la acest gen muzical. Muzical este vorba de Alina Manole. Am auzit. Alina Manole, extraordinară, extraordinară este. Și am avut un concert în foaierul radioului din Iași cu ea, acum un an. Așa, și acum un an sau doi, acum 2 ani, cred că. Așa, și foarte, foarte bună și bine primită. Și zic că merită adusă și ea la un astfel de spectacol. Și sunt o grămadă de lucruri, mai ales că e romașcantă. Da, am filmat-o, spune Ciprian, avem material cu ea. Da. Eu propun așa, pentru că e clar, poate te mai vrăjim să vii și la Serile Cernacului Columna. Noi facem pe Telemoldova joia. S-a întâmplat uneori și vinerea, că știi cum era cu Joia Tineretului. Da. Nu era totdeauna joi, se mai făcea și vineri seara. A, pentru Joia Tineretului am filmat, hai că-ți povestesc, scurt așa. Da, eram cu Iulia Sipescu și am înregistrat această melodie Călătorim la Picazi, la Tașca. La Tașca, la fabrică. Dom'le, și atât de înverșunați erau cei de la televiziune pe noi, adică pe mine mai ales, trebuia să-mi rat mustața. Și am zis, dom'le, nu mi-au rat, puteți să stați în cap. Așa e, nu mi-au rat, să fiu terminat. Impunătoare. Nu, asta pe care o am de când, de la tinerețe. Și ce au făcut? Au înregistrat melodia cu ambele voci, în schimb au filmat-o numai pe Iulia. Și au depusat. Dar la Păunescu cum de n-ai ajuns? Că uite, ai început să spui. Am ajuns și la Păunescu. Am fost într-un spectacol la Păunescu, la Roman.
la Roman, când era Paștele, țin minte, așa, a fost o atmosferă extraordinară. Eu aveam o slavă de asta, pentru că după aceea a preluat ideea colegului și bunul meu prieten de la Galați, cu care făcusem aceste sketch-uri cu fabulele lui Topârceanu, și Marian Corjos, da. Așa. Eu am făcut chestia asta aici la Iași prima dată, Păunescu a auzit, după care n-am să înțeleg niciodată atitudinea lui Marian, a ajuns la... E foarte scurtă istoria acestor sketch-uri. O făceam, cea mai mare parte a materialului pe care l-ai auzit în Cenaclu este făcut într-o noapte de Paști. Deci într-o noapte de Paști, eu cu Marian stăteam pe pat la gazda mea unde eram în Galați și scriam amândoi pe texte, deci pe textele gata avute, scriam melodiile. Și am făcut acele șase sau opt, nu, șase au fost madă, după care am fost Văduva și Piticul și încă una. Așa. Și alea le-am făcut în acea noapte de Paști. Muzica, el, pentru că el atunci stăpânea mai bine chitara decât mine, eu făceam aranjamentul și făceam, cum să spun eu, compoziția muzicală. Adică aș vrea să fie, să cadă cuvintele, rimele, mai schimbam câte cuvânt în poezioară și așa mai departe. Ei, am spus asta lui Păunescu, am făcut chestia asta lui Păunescu, i-a plăcut foarte mult. Zice că de mult odată un pic s-a însurat, pe care a luat-o și Victor Socaciu. Zice că de mult odată, șabadam, șabadam, un pitic s-a însurat, șabadam, șabadam, cu o văduvă bogată, șabadam, șabadam, ce fusese măritat, șabadam, șabadam, cu un mare om la stat, șabadam, șabadam, și-o fi dusea altădată, șabadam, șabadam, o viață mult mai tihnită, șabadam, șabadam, n-ar la urmă și piticul, șabadam, șabadam, a făcut-o fericită, șabadam, șabadam. Să vă spun și o morală care vă bage în boală. Da, că cu muncă și cu răbdare poți face cât urmare. Da, da. E, asta erau, și asta nu era prea și s-a supărat, patriotică. Nu era deloc patriotică. Și s-a supărat Marian Corjos auzind că eu am cântat fără el chestia asta la Roma. Și a început să-i umple capul lui Păunescu tot felul de prostii. Că a luat, că a furat, că da, nu știu ce, că nu știu cum. Am avut o discuție după aia cu Victor și cu, cu Adrian Păunescu, când am fost la următoarea dată la Roman, și am explicat, i-am spus, maestre, eu nu merg mai departe, lasă-l pe Marian, n-are decât să o fac, el a, oricum avea mai mult timp decât mine, că se lăsase de școală și de alte chestii, făcut o trupă de rock. Eu mi-am văzut de școala mea, după care... Fiecare a urmat aceeași carieră artistică. Da. Dacă ne sună telefonul, dacă e cineva care vrea să vorbească, văd că regia a preluat un telefon. Nu, nu-i cu noi, e împotriva noastră. E împotriva noastră. Da. Vale, te-ai pregătit o piesă de final. Da. Care din ele? Că eu nu mai... Voi fi cândva. Care poate și titlul albumului. O să-ți dau și microfon, că ai să cânti în platou. Da, să cântăm așa. Deci o melodie care vorbește despre zăpezile de altă dată, despre noi, erau zăpezi. General, da, despre sufletele noastre înzăpezite. Dar înainte de a ajunge la piesă, că avem, trebuie să spunem publicul că avem și un negativ, trebuie să mai spunem ceva. Acela că mă bucur că ai venit, mulțumesc doamnei tale că există și că ne-am împrietenit și că suntem un mare om de radio și doamna ta și știu cum a fost începutul vieții voastre și tânăra generație din... Ai fost la nunta noastră. Dar cum? Exact, mi-aduc aminte. Trebuia și prosop ceva. Perfect, exact, mi-aduc aminte. Trebuia și prosop ceva. Tânăra familie, știu că... Am o fată deșteaptă. Să vă trăiască. Câți ani are acum tânăra? Acum 22 de ani, este ultima an la litere. Azi a avut examen la literatura franceză. Franceză, engleză, e bine. E la fel de dinamică ca doamna, foarte și dinamică, vorbește repede. Foarte deșteaptă, în sensul că face mai mult decât ar putea face un student obișnuit. Eu am urmărit-o așa în evoluția ei. Aprofundează, cercetează, îi place să meargă cu gândul mai departe decât literatura. Am înțeles. Vale, totuși ne-a sunat cineva și zis, măi, săracii ăștia, nu i-au sunat nimeni. Hai să luăm telefonul și apoi cântăm. Vă rog, bună ziua! Alo? Alo? Să ne dați și o leacă sunetul. Bună ziua. În platou, Bună Ciprian. Ziua, sunt acum... Virginia Turcanu din Iași. Vă auzim, să rămână. Și pentru domnul Valeriu Ștefan, vreau atâta, doar spun că l-am auzit la radio și mă bucur foarte mult când văd la televizor și sunt foarte încântată de emisiunile pe care le realizează la
Radio Iași și mă bucur din tot sufletul că, că l-am văzut în persoană așa. Știți că vocile de la radio... Înseamnă că sunteți tânără. Nu l-ați văzut la Cenaclu Columna acum. Doar parcă e ceva concret și palpabil. L-ați văzut la Cenaclu Columna? E un lucru pe care vreau să-l spun în rest. Mă bucur de vă mulțumim mult. Care le face și domnul Petru Costel. Mulțumesc. Și le urmăresc cu interes. Trebuie să veniți la Cenaclu Columna la 40 de ani și acolo mai vorbim. Emisiuni frumoase și... Tot binele din lume. Mulțumim, mulțumim. Aveți o invitație înalt din partea noastră pentru spectacolul ce? Aniversar. Da. Apropo de ce spunea, mai am pot un minut? Da, și apoi cântăm. Cum vrei tu și apoi mâncăm. Ce spunea, da, ce spunea doamna, că vocile pot duce în eroare. A fost o fază absolut fantastică cu un coleg de-al meu, care nu era chiar atât de dotat de la natură, era slăbuț, foarte slăbuț. Dar avea o voce foarte baritonală, ceea ce te ducea cu gândul la faptul că este dita mai zdrahorul, că nu cap pe ușă. Și s-a legat așa, un fel de prietenie, un fel de nu știu ce. La un moment dat, trebuie să o dată întâlnire în fața radioului. Pentru că așa a fost, mă rog, evoluția firească a fenomenului. Și el, săracul, pe partea cealaltă era o doamnă desăvârșită, îmbrăcată după ultimul jurnal, cu un buchet de flori în mână. Aliure. Aliure de nota 150. El, sărăcuțul, micuț, după poartă, când a văzut-o, a tăiat-o după colț. Așa, n-a vrut să mai spună, eu sunt acela. Doamne, ce-am mai... Nu dau niciun fel de... Pentru că nu vreau să provoc valuri. Dar asta face parte din viața... Din viața noastră. Apropo de felul în care poate duce în eroare vocea. Cântăm? Noi te așteptăm și la Joia Tineretului, dacă poți, joia da, asta. Da, o să încercăm. Să da, o să invit și pe Radu, mulțumim cu trupa Syntex. Mulțumim. Îți mulțumesc, Vale, pentru asta și cântăm mulțumesc la finalul dialogului nostru. Plăcerea a fost de sărători din mână, doamne Mariana. Mulțumesc. Cândva zăpadă pe cel mai alb tărâm, voi fi zăpadă albă pe o creangă de salcâm. Atunci în zi de iarnă presim că ai să treci cu pasul în descânte pe albele poteci. Atunci în zi de iarnă presim că ai să treci cu pasul în descânte pe albele poteci. Și voi pleca salcâmii și voi cădea duios ca o cunună albă în părul tău. Să te scuturi de Duhul al cernut și n-ai să știi că-n taină eu mâinile-ți sărut.
râzând ai să te scuturi de Duhul al cernut. Și n-ai să știi că-n taină eu mâinile-ți sărut. De Duhul al cernut și n-ai să știi că-n taină eu mâinile-ți sărut. Râzând ai să te scuturi de Duhul al cernut și n-ai să știi că-n taină eu mâinile-ți sărut. Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai